Noi trebuie să mai obținem și această autorizație de la CNCAN. Dar noi depunem documentația urmând ca... Asta e, cum să spun eu, treaba noastră este ca și documente să le depunem. Dar noi le-am depus, deci nu se pune problema ca noi să obstrucționăm așa ceva. Deși va mai dura până când aparatul va fi pus în funcțiune, constanțenii nu au de ce să se teamă. Angiograful nu poate fi mutat de la spitalul județean. Povestea că îl iau și îl duc în altă parte nu o să se întâmple niciodată, pentru că nu ne jucăm așa cu programele astea pe fonduri europene, nu ne mai place să-l facem la Constanța, îl facem la Arad. Nu există așa ceva. Academia de Științe Medicale a notificat oficial Consiliul Județean Constanța despre urgentarea procedurilor de avizare și punere în funcțiune a aparatului. Dacă acest lucru nu se întâmplă până la sfârșitul anului, există riscul ca programele europene să fie blocate.